Am fost uh, procuror de peste 23 de ani. Deci, jumătate din viața mea am fost procuror. procuror. Treaba mea este să uh, fac ca justiția să funcționeze când este încălcat dreptul penal. Am deținut. Uh, cele mai înalte poziții în serviciul de procuratură în România. Procuror general al României timp de șase ani și procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție timp de cinci ani. DNA este o structură cu competențe exclusive pentru corupție, fraudă financiară și fraudă cu fonduri europene. Crearea unui parchet european independent și eficient este o oportunitate profesională unică. Aș fi onorată să continui munca atâtor oameni, politicieni, cei care lucrează în domeniu, funcționari publici, cei care au făcut dintr-o idee un text juridic. Acum avem nevoie de eforturi pentru ca parchetul european să fie eficient. Am să vă Parchetul european trebuie să, uh, respect, să protejeze interesele financiare ale Uniunii Europene, să recupereze uh, daunele. Ce trebuie făcut pentru asta? În primul rând, să se pregătească infrastructura umană și financiară, să se creeze un sistem de gestionare a cazurilor în cooperare cu statele membre, să se definească reguli interne și să se adopte toate regulile administrative necesare, mai ales când vorbim despre protecția datelor, resurse umane și legi, reguli financiare. Pentru ca parchetul să funcționeze eficient, trebuie să definim. Obiective, împreună cu colegiul procurorilor europeni, să creăm procese pentru a monitoriza implementarea strategiilor, să partajăm informații și să cădem de acord asupra unor priorități împreună cu autoritățile naționale, să creăm co acorduri de cooperare cu state neparticipante și de cooperare cu state terțe. De asemenea, să avem acorduri cu Eurojust, OLAF și unitățile de investigație financiară. Trebuie de asemenea să identificăm tipologiile, riscurile, vulnerabilitățile în cadrul legislativ actual și în procedurile actuale. Am experiență îndelungată în gestionarea echipelor mari, în luarea deciziilor strategice, în emiterea regulilor și orientărilor interne sunt obișnuită să lucrez în situații de stres și de uh, presiune publică. În timpul mandatului meu, DNA a uh, pus sechestru pe uh, bunuri de peste 2 mil miliarde de euro. Am dezvoltat uh, parteneriate puternice uh, și cu colegii internaționali. A, au uh, iar sumele recuperate de noi anual au crescut de 10 ori față de perioada uh, precedentă. Am creat echipe de anchetă comune și am cooperat uh, cu peste 40 de țări. Astfel am pus sechestru pe uh, proprietăți și pe conturi bancare din alte țări. De asemenea, am identificat diferite tipologii de uh, fraudă financiară. Acest lucru mă poate ajuta să iau măsuri strategice. Cred că uh, procurorul trebuie să uh, respecte statul de drept și să aibă o busolă morală puternică. Trebuie să fim obiectivi în fața injustiției și a infracțiunilor. Trebuie să aplicăm legea și să respectăm în totalitate drepturile fundamentale și procedurale ale celor uh, implicați în anchete. Tocmai de aceea procur procurorii sunt importanți pentru statul de drept. Suntem importanți pentru că datoria noastră este să aplicăm legea în mod egal pentru toată lumea. Asta au în comun toți procurorii din Uniunea Europeană. Asta uh, au reprezentat prin activitatea lor Giovanni Falcone și Pierre Michel. De asemenea, cred că numai o justiție profesionistă, independentă și onestă poate uh, lupta împotriva crimelor uh, și împotriva împotriva infracțiunilor și a uh, corupției și a fraudei financiare. Numai o justiție independentă poate aplica legea în mod egal pentru toată lumea. De asemenea, cred cu putere că independența și uh, tragerea la răspundere merg mână în mână.